Poate ei, nu, poate ei nu voiau să vă dea afară, dar acum sunt nevoiți să dea afară. Lasă-mă că ies eu pentru unul care trebuie! Coteanu vrea să plece afară, iese și el pentru unul. Aia și doi, eu și Coteanu. La revedere! Pe câmp, auzi? Pe câmp te lăsam, la 4 dimineața, la 60 de kilometri, să nu mai ai cum să te întorci dacă făceai de-astea acasă. Băi, băiatule, tu m-ai judecat și nu mă cunoști. Ai înțeles dacă mă ataci? Păi tu ai zis că te lăsa bărbatul! Te atac! Mai rău! Nu te pune cu mine, că nu știi ce faci. E moldoveancă, mă! Ai jucat teatru cu ela, ți-ai bătut joc de ea în condițiile în care tu ai femeia acasă? Din punctul meu de vedere, ca băiat, ești de râs. Manuela tocmai a aflat ce a făcut Denisa și nu-și revine. Denisa, ai petrecut sau nu o noapte cu ea? Da. Și v-ați împăcat? Nu. Niciodată în viața mea. Niciodată în viață. Vii aici și te dai îndrăgostită în emisiunea asta pe aici și tu, dacă zice Jadoc două, dacă spune Jadoc două vorbe mai dulci, sar pe el acum. Alo, Gara, stai puțin, că vorbești numai tu, mai lasă și pe alții să vă... Da, mă, ia recunoaște-te că mai bat pe mine pe buze, mă! Bă, dar omul ăsta n-a zis, bă, nimic! N-am zis eu, n-am zis că la mai bat pe mine pe buze, mă! Ia, Roxana, te zis cu mușca, am mușcat pe căciună, Roxana, nu? Nu, el a zis asta, băi! Ia, cu a zis! De ce zici de Coteanu? Păi dacă te-am văzut, erai fața mea! Păi ce ai făcut, Coteanule, ce zice asta? Păi eu n-am zis, Roxana, eu n-am zis că tu ai vrut. Eu am zis că el te-a luat. Bă, că mă fac să te și te-a spus de... Că ai văzut cu păpuze, mă? Bă, unde ai văzut cu păpuze? Bă, unde ai văzut cu păpuze? Bă, dar zi-mă, Mare, părerea ta. Nu, nu fost prea interesant. Dacă era te-a puterea și n-a te văzut la provocare, să te așa consumi. Bă, distrezi. Bă, nu am să mai văd niciodată în viața mea. Stii... Băi, a zis ia. Și stătea cu mâinile pe față și ăsta a venit și mi-a făcut ce mi-a făcut și mi-a făcut aici, mă. Da, mă, e rea. Pune-a, bă, zi-te, ai pupat-o sau nu? N-am pupat-o, mă. Pune-a, nu mai avea de astea. Care are vorbeam cu? Du-te. Ce, mă? Am văzut eu rău, Roxana, tu te-a după apă. Bă, băiatule, că eu recunoșteam dacă era, înțeles? Bă, nu mă face să vorbesc, că dacă vorbesc acum au trei ore să vorbesc. Ia vorbește, mă, tu! Nu mai avea tu de-astea, că nu vorbești cu... Ia vorbește, mă, tu! Ia zice! Vină-napoi, ala! Vină-napoi! Vină-napoi, nu pleca! Vină-napoi și rămânește situația, nu pleca! Bă, nu mai aveți de-astea! Vină-napoi și rămânește! Rămânește situația, hai! Ce n-am? Am zis... Nu voi l-ați băgat pe el în... Am zis eu că... Tu ce se rămânește? Să le murească el, mă, locului n-am zice nimica. Îl băgați în p***a și toate pe el. Bă, p***a! Eu nu mă duc! Nu vă duce capul! Aveți ce inimă în urmă! Bă, tu ești... Că n-am deschis eu subiectul p***a care ești, nu e p***a! De ce deschizi și-l bași pe omul ăsta să-i discuți? Eu, mă, Iancu, a zis! Păi tu cu Iancu și tu și Iancu amândoi în acea scoală! Bă, Iancu, a zis că s-a pupat ăsta cu mine, te-ai pupat cu el! Te-ai pupat cu el! M-a pupat de aici, m-a pupat! Nu te-ai pupat de deloc, m-a pupat! Na, ai scuipat! Te-o scuipat! Ai zis, mă? Nu mai aveți de-astea cu mine, nu mai aveți de-astea! Omul ăsta n-a zis nimica, băi! Ce ai zis tu că faci tu, mă? Deci, bă, n-am deranjat pe nimeni în casa asta. N-am deranjat pe nimeni în casa asta, nici nu vreau să fiu deranjat. Dacă vreți să vă deranjez, cine a deschis subiectul, mă, Roxana? Nu mă închepe, stați să vorbesc! Cine a deschis subiectul, băi, azi cine? Bă, nu mai avea de asta, stați! Stați-o în fața ta, mă, nu! Bă, stați să vorbesc! Ia vin aici să vorbim, mă, vin aici să vorbim amândoi, hai, vin aici! Vezi, nu trebuia să vă bucurăm! Ești tu că mi-e ok, dar nu face astea și ridicați. Bă, nu n-am zis nimic, Roxana! Vocea, înțelegi? Bă, ascultă-mă, Roxana, omul n-a zis nimic. Mă puțin, în primul rând nu știam că există așa casa asta, mă scuzați că vă zic, nu dau exemple. Așa, zic. Așa. Și eu la fel. Nu,
N-am pupat pe nimeni, ca să știți de acum. Ba da, ai pupat. Eram beat, am venit, v-am pupat pe toate pe obraz, dansam toți. Ce vrei să zic acum? Dar stai puțin, unde e obrazul? Așa, nu, domne, că tu stăteai și o vedeam că l-are pe tine. Nu mai avea de asta, nu e frumos în primul rând. Ai respect, doamne. Ai respect față de mine, primul te-a respectat. Nu m-am certat cu nimeni de unde emisiune, dar când văd că chiar o forțați și chiar... Dar ce? Ia, stai, stai, ce ai zis tu că ai venit și că ce ai făcut, doar m-ai pupat pe obraz sau ce ai zis? Bă, v-am pupat pe toate pe obraz, am dansat cu toate. Ce ăștia ce vorbesc? Ia, dacă pe mine nu m-ai pupat pe obraz. Bă, băiatule, nici nu trebuia să aduceți în discuție de subiectul ăsta, bă. Lasă-mă, Corcun s-a ducea, stai liniștit, Corcun s-a ducea. Așa te-ai gândit să aduci tu că ești tu șmecher. Eu am adus prima, mă! Dar cine a adus? Ia zi. Cine a adus? Tu ai zis, am zis, iau de club. Iau de, cine a adus? Ok, iau de club. Ia, dar ai zis că mai frumos să vină cu mine, nu înțelegi? Roxana a zis că am ieșit cu totul. Bă, frate, n-am deranjat pe nimeni. Nu mai aveți de astea. Păi da, atunci dacă n-ai deranjat, nici eu nu vreau să fiu deranjată. Ce bal, mă, până auzi că i-au început. I-au început, i-au zis că tu ai început. Bă, dacă vă întâlniți în afară... Mă, eu am spus, care e problema? Dacă eu am spus că Roxana nu a pupat-o și pe Denisa. Eu nu zic că fiți deștept. Bă, știți cum sunteți ca la grădiniță? Dar la voi la fel, stai liniște că vorbiți. Dacă vă aveți unul pe altul la mână, nu mai faceți din astea, că nu sunt bune. Ce de astea, mă? Dar nu avem la mână. Asta e, dar acum v-ați dat în gât că ați ieșit și o să vă dați în gât cu toții care ați ieșit. Da, mă, eu ne-am zis că mi-am! Da, mă, eu am venit așa frumos! Da, am venit afară! Am dus în club și am dansat! Dar ce e, Cuteanu, e gigolo? Ce e aici? De sărântă el fetele cu zapă! Îți garantez eu că ăștia care ați ieșit unul cu voi o să iasă afară, vă garantez eu! Da, nu mai blond, abia aștept să mă duc acasă! Păi da, da, astea sunt proaste. Toate fetele cu limba, uite așa le-am luat și le-am... Da, da, nu mai așa, pe Roxana, bă, ce te-am pupat, Roxana, ce bună ești, ce-mi place să te sărut, să mor eu. Pe toate, și pe Andreea, pe noi. Dar care-i gură? Nu mai așa, ce gură mare ai, nu mai așa. Băi, care Andreea ai pupat? Da, dinozaurul ai. Pe care Andreea ai pupat, băi? În loc să fii... Deapte ești fraieră, tași puțin, Indianco. Hai, pune-te! Alo, mafia, stai puțin, că nu vorbesc cu... Cum o cheamă pe fata aia? Andreea? Andreea, dar ce-ai pățit la buză de lățimerea așa? Nu te întreb că poate ai vreo problemă și aș vrea să te ajut. Da, poate la Tomei, am avut concert la Iași acolo, la Tomei, și am cântat prea mult. Din cauza asta, da, ai buzele așa? Da, și mi-a rămas un pic botul umflat. Dar nu mai mințiți că m-am pupat cu femei cu dele, că nu-i adevărat. Foarte frumoasă. Stai cu minte, Jador, în banca ta. Nu mai mințiți că m-am... Nu mai te uita la fete că s-a deschis în partea aia subiectul la voi, nu la noi, nu mai te uita la noi. Ascultă, în casă. Asumă-ți, Coteanu, Roxanu, că ai pupat fetele cu fapta. Roxanu! Bă, nu! Cum adică, bă, dacă nu e adevărat să iau orice? Zi-mă, frate! Se află orice. Bă, ascultă-mă, adevărat. Trebuia să lăsați voi să se audă chestia ta. De ce? De ce? De ce? Nu trebuia să spuneți voi că acum... Eu nu am fost acolo! Poate ei nu, nu voiau să vă dea afară, dar acum sunt nevoiți să dea afară. Lasă-mă că ies eu pentru unul care trebuie! Da, lasă-mă! Coteanu vrea să plece afară, iese și el pentru unul. Aici și voi, eu și Coteanu, are vedere! Am ieșit toți aia, hai să ne asumăm! Uite că-i salut! Bă, mâncă v-aș bura! Mă enervează rău de tot. Nu mai aveți pretenții, că domne, nu se face aia, că uite așa, că ne plictisim ca alea. Când voi ce faceți, mă? Ce voi face vă dați singuri în cap, așa, dați cu bine. De ce, mă, că am ieșit afară? Da, m-am ieșit, că așa am vrut eu să ies afară, care-i problema? Uite că am zis, ai probleme la scufiță, grav rău de tot. Bă, eu mi-asum banul ca voi, că n-am ieșit și că n-am făcut. Da, m-am ieșit. Brooklyn, ce ai? Mai stai să mai te bată. Te-ai supărat de vărul, că am zis că am ieșit afară, dar am ieșit, mai zic de 10 ori că am ieșit. Nu mă interesează, oricum vreau să plec acasă. Mai Tyson, hai vreau ca să facem box. Haide. Mardoaico. Așa, pe câmp, auzi? Pe câmp te lăsam, la 4 dimineața, la 60 de kilometri. Păi da, tu așa faci la alea care vrei să-ți bagi joc de ele, dar cum n-ai nicio șansă, stai liniștit. Niciodată, viața ta. Nu lăsa tu pe el. Exagerez, mă. Bă, dar cine a deschis, mă, subiectul, gen, adică cum a fost? Nu știu, dar nu contează. Bă, dar știu de ce vorbești, că eu am făcut cam dreptate. Chiar dacă aș fi făcut, nu vreau să zic, n-am făcut, mă, doare. Dar ce e, mă, așa loc de bupat? Nu, poate nu vreau, poate le-am și... Nu vreau să zic, ești la cap, dacă am făcut ceva. Bă, stai un pic, că s-a asumat, ce, am luat-o pe aia și am pat-o, vine în emisiune, s-a asumat, am pupat-o pe Jaxana, știți?
cap. Și că te-ai pupat cu băieți, așa faci. Dar nu vreau, frate, să vorbesc, care problemă. Dacă făceam ceva, țineam pentru mine. Ai pupat-o pe Denisa. Eu am zis că gen m-am gândit la o relație cu Denisa și ce? O pupat-o Coteanu. A, păi stai că te-o pupat și pe tine dacă îi pun acolo. Da, mă, i-am pupat-o și pe Denisa și pe Roxana și pe Andreea seara aia. Am mai luat și una din club. Da, mă, ăsta era așa. Patru. Am mai luat și una din club și pe afară era să-l pup și pe cineva de aici din staff. Dar nu, mi-am dat seama că e din staff și de-aia ne-am mai pupat. Păi, așa cu Jașca. Nu-i bine la autograf acum aici, pe Romeu. Nu mai aveți astea, mă, astea de... Amăleu... Oricum se află. Cinci într-o noapte. Ce? Da, mă, dar știi cum e? Ca și Andreea, gen, care a venit asta nouă. Dacă nu te întreabă nimeni, de ce să-ți bagi? Ca da. Dar, bine, ok, te-a întrebat bine, hai că dacă m-a întrebat știe ceva. Dacă nu te întreabă nimeni, de ce să vorbești? Normal, așa, numai eu să te afli, tu întreabă să zici. Da, adică te arunci așa. Măcar dacă ar spune unul care are invidie pe tine și ură pe tine, să zică, bă, azi fac răul ăsta, azi spune, dar tu îți faci rău singur, mă? Eu am impresia cât de nebun să fii să faci de-astea. Nu știu, bă, frate. Cât de diliu să fii. Cred că lor le place, mă, să fii vinovați. Exact, am dat exemplu la poliție. Te duci tu singur la poliție și te declari că tu ai făcut asta. Deci eu n-am mai putut ca în emisiunea asta niciunde altundeva pe pământul ăsta, frate. Oameni ca aici, frate. Deci au creierul cât bobul de fasole. Și bobul de fasole care atâta, cred că e mai mare decât creierul lor. Deci nu există așa ceva, mă. Cum aduci tu singur în discuția asta, tu deschizi subiectul. Te bagă pe tine. Mai bagi și Câmpi și Aberezi și vorbești aiurea. Și tot ea se ceartă cu tine, că domne, e vina ta. Nu, stai puțin. Eu, cum ai zis tu cu aia, mă duc, sparg o bancă, după aia mă duc la poliție, sunt asumat, am spart banca. Bună ziua! Ia uite-l! Bună ziua! Mai băiesc! Mai! Unde-i Coteanu a plecat? Coteanu, măi! Stai că poate după el! Măi! Ela, dar parcă ție nu-ți plăceau cluburile! Păi, am fost 10 minute! Nu te duci! Asta, fost constrânsă de situație! Chiar a fost! Băi, băiatule, tu m-ai judecat și nu mă cunoști! Ai înțeles dacă mă ataci? Păi tu ai zis că te lăsa bărbatul! Te atac! Mai rău! Nu te pune cu mine, că nu știi ce faci! E moldoveancă, mă! Ai jucat teatru cu el, ai bătut joc de ea în condițiile în care tu ai femeia acasă? Din punctul meu de vedere, ca băiat, ești de râs. Emanuela tocmai a aflat ce a făcut Denisa. Și nu-și revine. Denisa, ai petrecut sau nu o noapte cu Ian? Da. Și v-ați împăcat? Nu. Niciodată în viața mea. Niciodată în viață. Vii aici și te dai îndrăgostită în emisiunea asta pe aici și tu... Dacă zice, dacă spune, j-ador două vorbe mai dulci, sar pe el acum.